Dosarul incendiului din clubul colectiv este din nou în atenția publică. Șefa firmei care a organizat focul de artificii în noaptea fatidică și persoana care avea cea mai mare condamnare în dosar a fost găsită fără suflare. Până în prezent, în cazul care a zguduit întreaga Românie, nu există nicio decizie definitivă a instanței.30 octombrie 2015. 64 de tineri morți, alte câteva sute grav răniți din cauza arsurilor grave. După aproape 6 ani, niciun vinovat. Dosarul colectiv se tot plimbă în instanță. A luat foc aici ceva. Asta nu era un plan. Șefa firmei pirotehnice care s-a ocupat de focul de artificii a fost găsită fără suflare, cu o lună înainte de a-și afla pedeapsa definitivă. Daniela Niță a fost găsită decedată în acest apartament în care locuia, într-un bloc din cartierul Rahova. Potrivit unor surse, femeia ar fi murit cu aproximativ 24 de ore înainte de a fi anunțați oamenii legii. 12 ani și 8 luni de închisoare primise femeia în primă instanță în dosarul colectiv, cea mai mare pedeapsă dintre toți inculpații. Daniela Niță împlinise 44 de ani cu doar câteva zile în urmă. Nu prezenta urme de violență pe corp când a fost găsită de echipele de intervenție. Anchetatorii au în calcul orice pistă, inclusiv sinuciderea. Necropsia va stabili însă cauza decesului. Vecinii nu știau că avea legătură cu incendiul din clubul colectiv. Eu nu știam treaba asta. Atâta ne întâlneam bună ziua, bună ziua, dar nu știam funcția ei. N-am auzit să fi fost bolnavă, că era foarte veselă, foarte întotdeauna ne întâlneam pe aici. Bună ziua, atât. Și ea avea o vorbă frumoasă. O zi frumoasă atât, când pleca. Au cunosc așa doar de, din vedere, doamna, dar nu, da, din păcate. Nici n-am știut că locuiește la mine în bloc, dânsă. Vă șochează această veste? Pentru ce m-ar șoca? Tot fiind serioși, dacă nu rudele nu au căutat-o atâta timp de zile, ce șoc să mai ai? În dosar au mai fost condamnați doi pirotehniști, unul la 9 ani și 8 luni de închisoare, celălalt la 10 ani, dar și directorul firmei de artificii, care a primit 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare. Cei patru patroni ai clubului au fost condamnați la câte 11 ani și 8 luni de închisoare. Și primarul de atunci al sectorului 4, Cristian Popescu Piedone, a fost condamnat în primă instanță la 8 ani și 6 luni de închisoare pentru abuz în serviciu. În luna septembrie, judecătorii sunt așteptați să se pronunțe definitiv în acest dosar. La finalul lunii octombrie 2015, clubul colectiv improvizat într-o fostă fabrică din București a luat foc din cauza artificiilor aprinse în timpul unui concert la care participau sute de tineri.